Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre marketing planul la moneta crypto Swisscoin, care nu de mult, mulți au primit un cadou 100 de monete, dar mai departe trebuie de aflat ce de făcut în această companie. Pentru aceasta eu am luat din germană și am tradus cum am putut o mică descifrare la marketing planul. Deci ce trebuie făcut, terminologia, câte variante de bonusuri sunt, planul de carieră și multe alte lucruri. Deci dacă o să fiți atent, cred că această informație o să fie de ajuns ca să puneți baza la o afacere destul de interesantă. Deci s-o cut așa, căci știți, în companiile care lansează monete cripto, e foarte important să fii la început, să faci un start bun, pe urmă treptat moneta crește în preț și aveți niște rezultate mai bune. Ca exemplu, putem să luăm, eu știu, compania OneCoin, mulți o cunosc, dar deja ea are mai mult de un an de când ea activează și deja nu poți să te întorci înapoi la momentul când acolo erau monetele destul de ieftine. Deci dați să mergem pe rând. Deci, uitați-vă, Swisscoin este o companie din Elveția, care are sediu general în cantonul Zug. În Elveția sunt cantoane, deci la noi poate sunt raioane, în Moldova, în România, județe. Deci asta e o circumscriință de lor. Astăzi la noi îi 11 mai, când fac această prezentare, vreau să spun că site-ul acum, Swisscoin, este în beta, testare, așa spunem, că prelansare. Deschiderea oficială a companiei va fi pe 4 iunie. Deci oficială ce înseamnă? Când o să fie deja reglat tot, căci acum, în moment care este, unele lucruri încă nu sunt instalate pe site. Despre care o să fac ca alte video, acum deci asta ce vreau să spun, că data de reper pentru noi este 4 iunie. Până atunci avem o șansă ca să fim înainte de toți, invitând oamenii cunoscuți prin aceea că le propunem acele 100 monete gratis. Deci, cum și-am spus, acum este un nou șans de a fi la început. Anume într-o companie care creează sau, îi spun, lansează o monetă cripto. Deci în cazul dat este vorba de moneta Swisscoin, care vor fi dobândite 10 miliarde. Deci compania este deschisă, înregistrată în Elveția și are oficii și în Germania, cum am înțeles. Uitați-vă ce plusuri sunt. Deci un plus este că acum la înregistrare, până se lansează, oficial toți primesc 100 de monete gratis. Prin asta e comod de a invita oamenii, căci aceste monete acum, înainte de deschidere, deci ele nu le putem folosi, adică nu putem cumpăra ceva cu acestea, dar ideea care, că treptat, ele o să crească în preț. Și la momentul dat, deci toate monetele care date gratis, ele sunt asigurate că vor fi schimbate unul la unul. Adică ce înseamnă? Că când vor fi deja în folosință, adică folosite de magazine, de companii, deci de pildă dacă va fi 100 de euro monetă, deci liber 100 unul la unul schimbați. Asta ca exemplu, spun, mai poate fi și un euro, poate fi și 5. Deci este 100 de monete, ele nu o să își pierdă valoarea, deci ele o să fie 1 la 1, ca și acele monete care noi o să le dobândim cumpărând pachete cu plata, deci cine vrea mai multe monete. Alt moment ce mai este cunoscut despre companie dată, că 100 de milioane de Swisscoin, adică de monete, vor fi date la magazine și companii
pentru a le implica. Și asta este un moment interesant, că prin aceasta o să facă, o să fie răspândite aceste monede și o să fie primite pentru cumpărături, pentru plată, pentru achitare în multe magazine și companii. Deoarece ei le vor primi gratis, cum așa am înțeles, este un moment de marketing. Alt moment, că până o să fie 1 milion de parteneri înregistrați, de la început, adică deci de acum deja, noi suntem printre aceștia, va mai fi încă un bonus de început, care încă nu e clar, dar toți care intră în primul milion înregistrați, o să primească încă un bonus de la companie. Alt plus care este la companie dată, că este că ei au niște produs, un produs popular, ce să are în vedere, că pachetele care sunt propuse pentru vânzare, ele sunt 12 pachete, ele sunt de la 25 de euro. Alt moment, că noi care facem înregistrare pe acest site, în companie Sphinx Coin, avem multe instrumente de promovare, anume unul din cel mai important, cred că putem în prima linie să trimitem mesaje, e-mail-uri, de pildă să organizăm o careva întâlnire, de pildă facem un webinar, oriceva, adică atâți persoanele care sunt invitați de noi, în prima linie noi putem să-i coordonăm. Încă un moment este că înregistrarea se face gratis și pentru totdeauna, adică nu o să fie așa că dacă noi ne-am înregistrat gratis, pe urmă o să fim impuși să intrăm cu bani, de pildă dacă nu vrem să procurăm pachete. Deci asta pentru cei care nu vor să se dezvolte, deci pur și simplu s-au înregistrat și au primit 100 de monede gratis. Deci ei au multe plusuri, una dintre însele credintăți direcții. Adică persoanele care s-au înregistrat după link-urile noastre, noi o să primim bonusuri, dar nu o să ne putem să ne calificăm la ranguri. Pentru ranguri deja sunt alte cerințe care vrei nu vrei o să trebuiască să luăm unele pachete, deci independență de ce ranguri o să atingem. Deci, în planul de compensare la companie sunt 5 bonusuri. Și vreau să încep a explica. Deci, primul bonus este direct bonus, deci din care avem 10% din volumul total de cumpărături făcute de parteneri direcți. Deci, ce înseamnă? Deci, sunt pachete, ele sunt 12 pachete, unul gratis și 11 cu plată. Cel mai ieftin e 25 de euro, cel mai scump 15.000 de euro. De pildă, dacă un partener direct a cumpărat un pachet de 15.000 de euro, noi avem 10% din trânsul. Adică din prețul care a luat el, adică 1.000 jumate de euro. Dacă a luat de 25, adică avem 2 dolari jumate. Acum, a doilea bonus este bonus start rapid, care tot ne dă 10%, dar el are unele condiții. Deci, ca să-l primim, acest bonus, el e de la 500 de euro în sus, trebuiește, sunt unele condiții, trebuie să avem minim 5.000 de BV, adică BV asta sunt valori de volum. Un pachet, o să arăt mai încolo cât valorează un BV. Deci, de pildă, am cumpărat un pachet de 25 de euro, el mi-a dat careva BV. Și deci, cum se calculează acest bonus start rapid, cum am spus. Deci, minim trebuie să avem 5.000 de BV în echipa noastră. Și încă doi parteneri neapărat în prima linie cu pachet teaser 50, care costă 50 de euro. Deci, doi direct de noi trebuie să cumpere încă pachetul teaser. Și atunci noi ne calificăm la bonusul acesta start rapid. Da, și în perioada de 30 zile după înregistrare, el este valabil. Dacă de pildă au trecut 2-3 luni, deja noi putem să nu ne calificăm. Încă un moment am înțeles că acum este o mică problemă, că încă nu sunt unite sisteme de plăți la noi, prin care să facem plată. O să fie Perfect Money,
Pyre, Pyza, înțeles, și în zilele acestea unite. Și când o să fie unite, posibil că din moment ce o să înceapă enumerarea 30 de zile. Da, și aceste monede care noi le câștigăm, bani, după bonusul acesta, ele nu pot fi scoase. Ele sunt, pot fi folosite la cumpărarea de noi pachete, la cumpărarea criptomonedei Swisscoin sau la minare sau tokene, că monede care se dobândesc. Adică nu poate fi dat la scos. Următorul bonus din plan de compensare este bonus de echipă. Deci, uitați-vă, ele sunt în dependență de ce volum avem adunat și sunt diferite, deci de la 2% până la 22%. Pentru că să ne calificăm la acest bonus, condiția este minim 2 parteneri direct cu pachete cumpărate de 25 de euro sau mai mare. Adică să avem 2 direcți care să aibă luat cât un pachet. Și atunci nu ne calificăm la acest bonus. Alt moment că de pildă, noi a trecut o lună și avem de pildă 700 de BV adunați. Luna următoare nu se renuiesc. BV-urile că nu scade și începem de la 0, dar continuăm încă. Mai făcut 300, 300 se adaugă la cele 700 de luna trecută și avem 1000 BV și așa, adică balurile acestea de volum se sumează și nu scade. Adică dacă am atins de pildă un nivel de 6%, deja noi mai jos nu scade. Și noi doar nu o să creștem de la un nivel la un nivel. Se calculează zilnic. Da, dar nu se ia în considerație ceea ce am cumpărat singur, adică pachetele. Dacă noi am cumpărat de pildă un pachet de 15.000 de dolari, ca exemplu, el nu se ia în calcul. Se ia doar ce au cumpărat echipa noastră. Asta a fost a treilea bonus, bonus de echipă. Următorul bonus, el se numește Magic Bonus, diferența intrinsul, uitați-vă, el se plătește în 11 nivele. În 11 nivele eu am lăsat așa deoarece nu pot traduce, cum am luat un slide care era gata de pe site din germană, o să eu și o să arăt unde se află marketing plan cineva în germană, trebuie să-l descărcați. Dar o mică descriere, adică eu am făcut aici ce prezintă acest marketing bonus. Magic bonus, asta e bonus din câștigurile care le au partenerii noștri. De pildă, cineva, avem 10 parteneri. Să îi spun mai bine simplu, de pildă, 2 parteneri. Unul a câștigat, de pildă, în luna aceasta, 500 de dolari. Deci noi avem 5% din acei 500 de dolari care el a câștigat. De pildă avem alt partener la nivelul 2, invitat de dânsul, care a câștigat de pildă 300 de dolari. Noi avem 10% din acei 300 de dolari. Deci ca să ne calificăm la acest bonus, odată noi ne calificăm, se calculează zilnic, dar este o condiție că noi trebuie să avem pachetul teaser 250, deci care costă 250 de euro. Și doi parteneri direcți cu pachetul teaser de 50 de euro. Deci ca să putem primi acest bonus, noi trebuie singuri să avem pachetul luat de 250 și doi parteneri cu pachetul de 50. Deci asta e condiția ca noi să putem primi acest bonus. Și uitați-vă că el este un interesant, până la 11 nivele putem primi bonusuri. Depinde eu în 5 zile deja am parteneri nivelul 4. Deci este, sunt în prima linie la mine, a doua linie, a treia, a patra. Deci dacă eu o să înceapă câștiga, eu o să primesc respectiv acest bonus dacă o să fiu și eu la pachetul acesta. Deci eu tot până când nu pot plăti intrarea, aștept să se unească sistemul de plată și costă eu pachetul acesta inițial 250 ca să fiu calificat la toate bonusurile care sunt.
Alt bonus, asta a fost a patrulea bonus. Interesant este un bonus care îl primim când ajungem la nivelul Diamond. Deci este un fond. Fondul diamant unde un procent din volumul total de vânzări în companie se îndreaptă în acest fond și în dependență de câte cote avem, dar cotele, uitați-vă, trebuie inițial să atingem nivelul Diamond. Asta e nivelul 6. În planul de carieră. El e destul de ușor de atins, ce se ușor, că nu e ca în alte companii, adică 100 de mii de BV-uri trebuie adunat și noi ne calificăm acest bonus. Deci, marketingul permite repede atins nivelul Diamond, Diamant, se repartizează un procent din volumul total de vânzări pe companie în acest fond, în dependență de câte cote am primit. Deci dacă noi ne-am calificat pe la nivelul diamant, primim o cotă. Dacă la alt nivel, deci ele sunt de la diamant până la urmă, 7 nivele încă, cel mai mare nivel este dublu negru diamant, unde numai cadoul este $1.000.000. Deci primim de două ori pe an acest bonus, independență de câte cote avem. Deci ca să ne calificăm acest bonus, trebuie să atingem nivelul diamant. Mai departe, deci sunt unele caracteristici care vreau să le explic. Deci uitați-vă, ce înseamnă un BV, deci în compania Swisscoin. Un BV este egal cu 0,8 euro. Deci, ca să aflăm de pildă cât fac, știu, 5.000 de BV, noi împărțim la 0,8. Și o să aflăm câți euro de pildă trebuie ești. Să nu, invers, mulțumim. Un BV este egal cu 0,8, deci se adună și nu se scade, deci dacă am atins un anumit nivel de BV, atât noi îl avem. Bonusurile și calificările atinse în companie îmi dispar, deci este tot un moment interesant în companie, dar dacă am atins un nivel, noi deja îl avem pe viață. Este încă așa un moment, o regulă, 60 pe 40, unde 60 intră în cash account, iar 40 bani intră în trading account. Și deci banii care câștigăm aici, ele se împart în două direcții. Deci 60% se duc în cash account, banii care pot fi scoși. Iar 40 de bani, de procente din banii câștigați, din bonusuri, din tot ce se face și pe site-ul acesta, se duc în trading account. Cu banii aceștia care merg acolo, noi facem cumpărarea altor pachete, sau monete, sau bitcoin, așa, bitcoin, Swisscoin. Deci este repartizarea aceasta, 60 pe 40. Ceva semnătură este și la OneCoin. Cine este acolo? Acum, planul de carieră care este în compania dată. Deci, este nivelul Jade, care îl primim când avem, uitați, eu aici am pus slide-urile din germană, deci cum este în original, și mai jos am scris descriere, deci rangul Jade, necesar 1000 de BV, adică BV-uri să se primește că 800 de euro, adică un BV e 0,8 euro. 1000 BV înmulțim la 0,8 și primim. În afară de asta trebuie să mai avem încă doi parteneri direcți uniți în companie. Ca să primim acest bonus. Bonus va fi PIN. De ce înseamnă PIN? Asta e un badge sau o insignă care o să avem cu inscripție dată. Cred că Jade. O să fie destul de frumos, adică ea să fie așa că o să se observă de departe. Și așa ca să atragă atenție.
Și o diplomă, că mai trebuie să nivelul acesta. Rangul PIR. Necesar 5.000 de BV, baluri de volum. Și o persoană la nivelul chat direct. Deci tot merge vorba legat de partener direct, să nu se ia în adâncime. Deci, încă un moment, vreau să spun despre planul de carieră. Aici o să fie așa că dacă o să faceți manipulări, adică ce sunt manipulări, plasați 10 oameni unul sub altul și în adâncime undeva fixați un om care ia un pachet de pe el de 10.000 de dolari, deci asta nu o să primească așa că câte 10 oameni unul sub altul puși sau acest volum. Deci doar numai direcția, vedeți așa? Adică trebuie să fiți atenți la asta. Adică cei care sunt direct invitați. Deci la plan de carieră asta să iei în vedere. Deci. Partener direct. Dar BV este volumul care în echipă la viață. Vezi că nu e de jos numai balurile să le aveți, trebuie să aveți și parteneri de gata, trebuie de dezvoltat și parteneri, trebuie de explicat cum să creștem în compania dată. Următoarele nivele este Safir și Ruby. Rubin. Deci, aici ia uitați-o care sunt, este necesar un volum de 10.000, baluri de volum 2. Job direct, adică două persoane la rangul job direct. Bonus, o diplomă și insignă ce este ce o să fie să dăm. Deja de la nivelul Ruby ceva mai interesant, deci 5.000. Deci cred că e greșeală, da, nu? 25.000, vedeți? 25.000 de baluri și o Carla direct. Bonus. Diploma, insignice și 500 euro mai avem ca cadou. Pentru atingerea nivelul. Pe urmă, nivelul 5 este Emerald. Necesar 50.000 de baluri. O persoană Sapphire direct să fie. Primim cadou un MacBook. Macintosh sau, dacă nu dorim, 1000 de euro. Și deja uitați, deci să începe Diamond. Cum atingem Diamond? Este 100.000 de baluri. Deci în echipă și un Ruby direct trebuie să avem. Ruby asta e o persoană care să aibă 25.000 și de baluri. Primim cadou 2000 de euro și deja o cotă. O cotă din fondul diamant. Vezi, deja de aici să începem bonusul la 5 care este. Fondul de diamant. Următorul. Este nivel blue. Diamant albastru. Necesar atâta, un emerald avem și cadou un ceas Rolex e Bilstai. Ori 5.000 euro și încă două cote. Vedeți că deja la nivelul acesta avem două cote din fondul diamant. Și așa mai departe. Deci următorul nivel este Green Diamant. Aici ia primim cadou o călătorie pentru două persoane ori 10.000 de euro. Și trei coții din fondul diamant. Următorul nivel este Purpuriu diamant. Doi diamanți direct trebuie să avem. Deci de asta, cum spun, nu e de ajuns ca să avem volumul. Deci undeva acolo, în adâncime, să se adune volumul acesta, trebuie să avem și persoane directe. Deci, cum am spus, e mai bine să ne dezvoltăm în linie, dar nu în adâncime, în marketingul dat. De cât mai multe persoane trebuie să invităm și cineva posibil să treptat o să dezvolte și noi cum atinge nivelul acesta,
ne mai calificăm la bonusul 5, care este legat de cote din fondul diamant. În afară de asta sunt și cadouri, deci ceas de pildă Rolex Gold. Ori, dacă nu vreți ceas, 20.000 de euro. Următorul nivel este diamant roșu. Necesar să avem 5 diamanți deja aici, vedeți, ne de ajuns numai volumul ca să avem 5.000 milioane BV. Și ca 200.000 de euro aici. Și 5 cote în fondul diamant. Și cum am spus, maxim nivel este unii 7 cote diamant. Dar și un cadou acolo, super. Deci următorul nivel e Black Diamond, unde trebuie să avem 10 diamanți direct, 10 milioane volum BV, o casă nouă, cadou în orice loc în lume, de valoare 200.000 de euro, ori 200.000 de euro cadou, și 7 cote din fondul Diamond. Diamant. Ultimul rang care este în companie Swisscoin este dublu Black Diamond. Necesar 50 de milioane de dolari volum. Deci asta undeva 40 de milioane de volum. 20 de diamant direct. Deci noi de jos volumul să-l avem. Deci cadou 500.000 de euro. Pe urmă, o casă nouă în orice loc în lume, ori 400.000 de euro. Și un bonus aparte, încă 1.000.000 de euro. Deci, la rangul acesta se primește undeva cadouri undeva de, dați-vă, 500.000, 1.000.000, 1.000.000 jumate, cu 400, practic 2.000.000 de euro aproape. Și 7 cote din fondul diamant. Deci, în afară de asta, mai sunt acuși într-un cont să vă arăt. Da, cine vrea acest marketing plan care l-am făcut, să-mi scrie și o să-i trimit. Nu vreau să intru acum, să arăt deja ce se întâmplă la mine, cum sunt plasați oamenii și ce trebuie făcut. Ca să înțelegi mai bine marketing plan acest care l-am explicat acum. Deci, dacă intrăm la back-office-ul, deci noi vedem câte persoane avem direct invitați. Deci eu am în prima linie direct 44 de oameni, iar invitații de ei sunt deja 112 oameni. Total, sumează aceste două cifre. Eu am 156 deja de oameni. Deci noi așteptăm ca aici ea să apară sisteme de plată, încă ele nu sunt unite, încă nu sunt și nu putem face plată. De ce bonusul acela care este legat de bonus de start, el încă nu pornit până nu se pornească ei. Și aici, uitați-vă, este direcția bonus, unde este, noi le vedem, deci 4. Direct bonus, start, bonus rapid, bonus de echipă și matchup bonus. Careva statistică aici. Persoane, direcții care s-au unit. Acum, deci, noi putem din back office să înregistrăm direct oameni. Pe urmă, ce mai este ce interesant. Să trimitem direct la prima linie scrisori, deci mesaje. Și aici, uitați-vă, este plan de compensare.
Deci pe scurt eu l-am expres, el aici pe scurt e pus, eu l-am descifrat, le-am meditat la cele în germană. Acum, unde mai este la Academie Împărătească, mai este informația? Da, că ce tot sunt marketingurile care pot fi luate și e făcut prezentare. Da, aici eu încă am uitat ceva să arăt, acum și o să vedem. Pachetele, deci care sunt ele 12. Deci, uitați-vă, sunt prim pachet gratis, când noi am făcut înregistrarea, adică tot suntem în rog. Prim pachet train de 25 de euro, el mi-e de 200 de monede și participă la un split. Următorul pachet de 50 de euro, el mi-e de 500 de token și participă la un split. În afară de asta, de asta este Academie Level, adică el îmi permite la careva lecții, cursuri, lecții de a participa cât cosvii. Depinde și pachet ai, la acela nivel ajungi, nimerești. Deci și eu, cum am spus, cel mai recomandat pachet este minimul care trebuie să-l avem, 250 teaser, care ne dă 2500 de monete și un split, dar cel puțin ne calificăm în practic la toate bonusurile care sunt. Matching bonus din echipe, toate parte care sunt. Acela care fondul de diamant, acolo deja trebuie să avem calificarea la diamant. Pe urmă, următoarele pachete este de 500 de euro, de 1000 de euro. Deja de la 1000 de euro primim 10.000 de monete și două splituri participăm. Split asta e... O să explic în alte video, ca să nu fie așa lung. Un termen din minarea, dobândirea monetelor, deci 2 ori participăm la dobândire monetele care le avem noi. Adică noi ne putem dubla monetele care le avem. Dependență ce preț o să fie atunci la monede, când cumpărăm acest pachet. Deci care e un split, el numai o dată participă la minare. Cine are două splituri de două ori, care are trei splituri, deja de trei ori poate să participe. Deci sunt și pachet cu trei splituri. Și aici eu mai cred, știți ce poate să fie Academie Level, asta e în adâncime cât noi primim bonusuri din matching bonus, cred că. Uitați, 11 nivele și avem 11 nivele de matching bonus. Deci, ceva ce am făcut eu, deci am luat un copil de aici. Vedeți că aici, cum am spus, sunt 11 nivele. Din ceea ce am înțeles eu, deci asta era că să te califici la toate bonusurile acestea, trebuie pachet 250. Deci înseamnă că acolo posibil ceva legat cu tot și cu Academie. Că aici, ați văzut, este Academie care încă nu lucrează. Unde noi cred că o să facem. El abia o să fie, vedeți, din septembrie o să fie accesibilă. Deci să-ți pregătești. Cum am spus pe site, unele lucruri încă se fac. Site-ul este în
Când prelansarea, așa să spunem, companiei, ea pe 4 iunie abia o să se deschidă oficial. Acum, echipa, dacă vrem să o vedem, deci asta vreau să spun, să arăt că când o să luăm pachete deja, o să putem cumpăra. Noi să avem în diferite culori, că... Și... Se încarce. Ca să vedem oamenii cum sunt aplasați. Deci, e tare important, anume să ne dezvoltăm în linear. Deci, uitați-vă, aici nu e binar, aici e un fel de marketing care cât mai mult noi avem persoane în prima linie, cât mai mult o să câștigăm. Deci, uitați-vă, și deja nu merge split, nu split, dar spillover, adică nu vin oameni de sus sub voi. Deci sunteți oameni care aveți sub voi, să sunt doar cei care sunt invitați de persoanele, invitați de voi. Adică ce înseamnă, uitați-vă, această persoană este invitată de mine. Deoarece ea este invitată de mine, eu văd persoanele care sunt invitate de dânsul. Lui, de la mine, oameni nu mai vin, adică nu e așa principiu că ca matricei sau un binar. Câți oameni care el o să-i vadă, dar oameni invitați de direcție lui. Și așa mai departe. Deci care am înțeles ceva, poate am mai studiat, el deja el o face corect că invită persoane. Cât mai multe persoane, vedeți, poți primesc așa, că aveți doi oameni invitați și o persoană are 100 de oameni în prima linie. Deoarece nu v-ați calificat la anumite ranguri, ceva, persoana invitată dumneavoastră, o să câștigi mai mult ca dumneavoastră. De tot ca să fiți cu bonusuri și cu ranguri mai înalte, trebuie cât mai mulți oameni în prima linie să invitați. Și să explicați ce trebuie făcut altora. Căci, uitați-vă, o persoană a început a invita 3, nu invit pe nimeni. S-a oprit. Cred că nu știu ce să fac. Această persoană pe cineva a invitat, el are persoane în prima linie și deja linia 2 are 4. Linia 3 are încă 4. Deci, cineva are care nu activ. Aici, de pildă, iar îți primesc grămadă de oameni care pe nimeni nu invită. Când e foarte ușor de invitat, adică ce e invitat? Spuneți la toți oameni că cum ați poate lua 100 de monete gratis. Pe urmă, monetele se, eu știu, pe ceva în 2, ca bitcoin, cum era la început. Dacă îmi dădeau cineva gratis și acum să am 100 de bitcoin, eu aș avea ca exemplu. Deci, s-a fost așa, când era compania Bitcoin. Să ne dat la câte 100 de bitcoin gratis și să-i păstrat. Acum un bitcoin e 400 de dolari. Deci, mai mult de 400. 10 bitcoin sunt 4000, asta 400 de 40.000 dolari valoare. Așa și cu este 100 de Swiss coin, dacă vi-o dat cadou. De ce să nu-i luați? Unii ca de pe un calculator nu o să puteți să vă faceți mai multe conturi, deci o să fiți blocați. Deci, aici deja o persoană, vedeți, el e mai activ, el a invitat mai mulți oameni. Cred că are 3 sau 4 oameni în direct și pe urmă iară persoane care nimic nu a invitat. Aici o persoană iară mai activă, el are cel puțin mai mulți direcți. Vedeți că ce se primește? Că acolo sunt oameni care trebuie să aibă un anumit rang. De pildă, dacă trebuie doi oameni. Adică această persoană, mai mare șansă că o să țină careva rând. Că el invită și el o să crească și el. Dar a doilea oameni, el deja, ori pe aici, să-l ajute, ori... Dacă n-ai oameni, că nici mai puține șanse să te ridici la... Și deja iar merg oameni care n-au nimic, aici câte unul, câte doi, câte unul, câte doi. Deci, și eu, dacă să luăm așa, pildă potențial. 1, 2, poate care mai activ o să fie 3, 4, 5, 6 oameni, așa, 6 oameni. Cu toate că cum ați înțeles, eu am 44 direcții. Deci majoritatea stau și nu fac nimic. Deci când trebuie de invitat. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.